Mulțumim Domnului care ne-a dat îndurarea sa până în această seară. Credem că o vom primi și pentru partea de slujbă și chiar mai mult pentru viața noastră în continuare. Și toate acestea se datorează dragostei și harului său. În veci să fie Domnul binecuvântat. Amin. Astăzi lecția nouă din tematica întrebări pentru inimă. Întrebarea: faci totul din dragoste? Dragostea este cea mai puternică forță din univers. Dimensiunea ei cuprinde toate ființele create, dar noi în mod deosebit ne oprim la noi, la oameni, și observăm că omul este motivat și activat prin dragoste în toate relațiile sale. Vreau să definim mai întâi dragostea despre care Scriptura vorbește și asupra căreia se oprește întrebarea noastră care vine din partea Domnului, potrivit celor scrise. În limba greacă, cum știți, sunt mai mulți termeni care definesc, poate într-un mod mai clar decât ceea ce avem noi în limba română. Asta nu pentru că n-ar fi suficient să spunem dragoste și să înțelegem ce înseamnă, ci pentru faptul că oamenii înțeleg ceea ce vor uneori prin dragoste. În mod special în societatea noastră, acea dragoste eros este lăudată. De fapt, are și ea sensul ei pozitiv la nivelul vieții de familie, în sentimentele căsătoriei. Dar dacă este acceptată în afara ceea ce este legitim, este asociată doar cu dorința sexuală, cu ceea ce este păcătos, cu viciu. Întâlnim dragostea între prieteni, ceea ce trebuie să se manifeste și în relațiile noastre cu frații, dar și cu cei de afară, acea dragoste care este conturată de o iubire liniștită, netulburată, dar plină de virtuți. Ea înseamnă loialitate, virtute, egalitate, bucuria de a face ceva împreună. E dragostea care are la bază reciprocitate, acele servicii efectuate în mod bilateral de prieteni. Când spunem dragoste, ne putem referi și în mod natural la pasiunea care, de exemplu, au și celelalte ființe pentru puiilor, pentru copiii, au părinți. Și în această privință lucrurile sunt denaturate. Spune Scriptura Romanilor cu 31 că în vremea din urmă oamenii vor fi fără dragoste firească. Și observați cum se denaturează chiar și ceea ce este natural cunoscut de-a lungul istoriei. Însă dragostea în concept biblic, așa cum este tradusă și în Septuaginta, cea traducere a Vechiului Testament în limba greacă, agape, înseamnă o iubire dincolo de motive, dincolo de ceea ce simțim și de ceea ce este natural oamenilor. E o dragoste dictată de alegere, de convingere, de ceea ce știm că este bine. Ea se manifestă atât față de Dumnezeu, cât și față de semenii noștri, inclusiv față de dușmani, ceea ce toate celelalte forme ale dragostei nu păstrează. Ele au de-a face doar cu cei apropiați. Însă dragostea care Dumnezeu ne cere este aceea dragoste care nu ține cont de stări, de persoane. E acea dragoste liberă, care de fapt e și evidentă în actul mântuirii, dar este prezentă și în faptele mântuirii. Să ne dea Domnul pricepere, așa să iubim. De ce spun pricepere? Pentru că această dragoste pleacă de la minte, nu de la sentimente. Dragostea aceasta are de-a face cu natura divină. Și Dumnezeu n-ar fi avut sentimente să ne iubească în sensul sentimentelor înțelese de noi. N-ar fi avut motive să o facă. El iubește datorită alegerii sale, datorită naturii sale. Scriptura evidențiază că dragostea are două dimensiuni în oferta ei, dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru aproapele. Acea poruncă ce concentrează în ea toate cerințele divine și asigură condiția fericirii absolute. Să citim cuvintele Domnului Hristos, Matei capitolul 22, de la versetul 37,
Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta. E o întrebare pentru inimă, pentru că trebuie să răspundă toată inima. Cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este porunca din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, pentru că nu pot fi separate, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. În Roman, capitolul 13, apostolul Pavel sintetiza la fel noțiunile legii, când scrie de la versetul 8, cine iubește pe alții a împlinit legea. Deci întrebarea asta este colosală, are dimensiuni enorme. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești, sau orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea deci este împlinirea legii. Același Pavel scria în 1 Corinteni 16 cu 14, și acum ne vom cerceta dacă o facem. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Deci trebuie să fie permanentizat în toate acțiunile vieții noastre. Și mai adaug un cuvânt cheie în acest domeniu, 1 Ioan capitolul 5, unde observăm că cele două porunci nu se pot separa. Cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu, iubește și pe aproapele său. Și corolar este la fel de valabil. Cine iubește cu adevărat, cu acea natură divină, cu agape, iubește și pe Dumnezeu. Pentru că n-ar avea de unde resurse decât din Dumnezeu. 1 Ioan 5:1, oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu. După naștere nu putem vorbi de această dragoste. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Doamne, ajută-ne! Dă-ne natura aceasta, înțelegerea aceasta. Dumnezeu pune în noi voința și apoi înfăptuirea. Le vom aborda aceste două pe rând, mai întâi jumătate de întrebare, dar tot cu inima întreagă. Iubești pe Dumnezeu cu adevărat? Domnul Hristos se seza pe cei din vremea sa că pierduseră dragostea de Dumnezeu și păstraseră ritualul religios. A venit la biserică nu înseamnă a iubi pe Dumnezeu. A te ruga sau a face orice altă slujbă nu înseamnă neapărat că iubești pe Dumnezeu. Oricum, Domnul Hristos spunea cu durere, vorbind ca din partea Tatălui. Ioan 5:42, știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Și în 1 Corinteni 8:3 de asemenea este scris că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi nu prea avem cum să verificăm 100% dacă cineva iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe dacă îl iubim. În fața Lui dăm notă de această lucrare. Dumnezeu s-a prezentat pe sine ca unul care iubește. Când i-a vorbit lui Moise și nu numai în toată Scriptura, nu doar în exprimări, ci în acțiuni, în fapt. Și El se așteaptă să-L iubim. El ne-a iubit întâi și așteaptă iubirea noastră. Și știe dacă i-o dăm. Și este cu atât mai trist dacă declarăm că-L iubim sau ne exprimăm prin diverse cântări că de mult îl iubim pe Dumnezeu. El cunoaște aceasta. La oameni le poți spune că iubești. Poți să întreprinzi diferite acțiuni, chiar să-i convingi. Dar în relația între noi și Dumnezeu, numai dacă este real, dacă este cu adevărat dragoste, ne notează Dumnezeu că îl iubim, adică împlinim porunca aceasta, cea din tâi și cea mai mare. De fapt, ce înseamnă să iubim pe Dumnezeu? De ce ne cere Dumnezeu să îl iubim cu toată inima, cu tot sufletul? Cred că pentru a-i da ascultare. Și ascultând de Dumnezeu,
să fim fericiți, să intrăm în armonia împărăției sale. Când îl înțelegem pe Dumnezeu, îl iubim, sau când îl iubim, suntem gata să-l ascultăm. Scriptura spune aceasta încă din Vechiul Testament. Vă citesc mai multe versete din cartea Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Dragostea de Dumnezeu ca poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și enumeră, să-ți dai toată ființa să o jertfezi pe acest altar. Deuteronom 10, versetul 12. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnul Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Observați că această cerință, această poruncă e legată de aceste detalii. Nu spune doar simplu, să-L iubești pe Dumnezeu. Să-L iubești cu toată inima, cu tot sufletul. Cred că aceste detalii sunt date ca să putem să ne cercetăm, să ne schimbăm dacă nu suntem într-o stare bună. Îl iubim cu adevărat sau nu îl iubim? Și alte versete evidențiază același adevăr, 11:1, să iubești dar pe Domnul Dumnezeu tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile și poruncile Lui, pentru că în aceasta se dovedește iubire. De altfel și în relațiile dintre noi, când este vorba de cineva drag și își cere ceva, ești gata să faci. Oricând este vorba de Dumnezeu și observăm revărsarea iubirii sale, cât de mult ar trebui să ne dăruim. Tot din Deuteronom, citim din capitolul 30, este concluzia lui Moise la studiile care le ține, că de fapt cartea Deuteronom sunt lecții de studii biblic pe care Moise le ține cu referire la lege, la poruncile sfinte. 30:16, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Observați că iubirea aceasta e diferită de iubirea din lume. Cum ar porunci, putea cineva porunci la un băiat să iubească pe o anume fată? Socotește că în acest raport sunt încorporate mai întâi sentimente. În raport cu Dumnezeu, iubirea este poruncită. Numai că trebuie să înțelegem sensul ei și ceea ce înseamnă să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile și rândurile Lui, ca să trăiești, să fii fericit, cu alte cuvinte. Și versetul 20, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Vreau să vă arăt și din Noul Testament, este exact în același fel formulată iubirea față de Dumnezeu. Citesc din Ioan, capitolul 14, versetul 15, cuvintele Domnului Hristos. De altfel, pe Dumnezeu nu-L vedem, nu ne întâlnim cu El ca să ne manifestăm iubirea într-un alt mod. Când citim în cuvântul Său, atunci Dumnezeu ne vorbește, felul în care îl primim, îl împlinim, asta ne dovedește de fapt dacă îl iubim. Ioan 14:15, dacă mă iubiți, spunea Domnul Hristos, veți păzi poruncile mele. Și același Ioan explică mai pe larg în epistola sa, citim câteva versete, 1 Ioan capitolul 2, versetul 5. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Aceeași epistolă, capitolul 5, versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Când iubești, nu-i nimic prea greu. Și pagina din dreapta, a doua epistolă, 1:6. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Și dovada, sau una din dovezi că iubim, că împlinim, e că este drag cuvântul lui Dumnezeu. Observați, dacă cineva are o mintire de la o persoană iubită, sau o scrisoare, cum era mai demult, acum poate în format electronic se mai șterg, dar totuși unele se păstrează, un înscris oarecare, o amintire, prețuiește,
Spunea psalmistul în 119. Cred că dacă am citit numai acest psalm, orice om s-ar lămuri dacă îl iubește pe Dumnezeu, dacă împlinește poruncile și Biblia. Când vreți să vă verificați, luați psalmul acesta. Citesc de aici versetul 47. Mă desfătez în poruncile tale. Uneori la consiliere auzim oameni care spun, frate, nu mai pot citi Biblia. Nu mai am pasiune. Mă apucă somnul. Acum dacă ești obosit, nu e o problemă. Dar unii spun, îmi zboară gândurile în alte părți. Când te desfătezi în asta, nu-ți zboară. Dimpotrivă. Și după ce pleci de lângă Biblie, îți rămân acolo gândurile. Și versetul 97. Cât de mult iubesc legea ta. Că de fapt prin asta iubim pe Dumnezeu. Toată ziua mă gândesc la ea. Doamne, pune în noi astfel de sentimente sfinte. Dragostea de Dumnezeu așadar, frați și surori, trece prin Biblie. Trece prin inima noastră. Dacă trece și Biblia prin mintea și inima noastră. Și în momente grele e o altă probă. În Genesa 22 îl cheamă Dumnezeu pe Avram și îi spune direct. Versetul 2. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l ca jertfă. Și aici a fost pus în cântar iubirea poruncii, iubirea pentru Dumnezeu prin ascultare, în raport cu ceva ce îți place. Pentru că în rest, Biblia ne place, mai cu seamă când făgăduiește Dumnezeu împărăția și are pentru noi promisiuni speciale pentru acest pământ. Asta e ceva încântător. Dar când își cere Dumnezeu să pui în balanță ascultarea de El cu ceea ce îți place, iubirea pentru El cu iubirea pentru alte persoane, dragi. Avram, cum știți, și-a dovedit iubirea pentru Dumnezeu. Și spune Scriptura aici, în versetul 16, sunt cuvintele Domnului care a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Avram a dat o probă ca Dumnezeu, care n-a cruțat, scrie în Romani 8, pe singurul lui fiu pentru noi. De ce? Ne-a iubit. Aici se pune problema. Și au fost situații în istorie, când unii părinți și-au avut copiii închiși, s-au răpiți și au trebuit să pună un preț. Și poate n-au bani destui și-au apelat la societate să fie ajutați. În mod normal, în dragostea părintească, se fac sacrificii mari. Au fost mame care pentru copiii lor au fost gata să moară. Au fost chiar la necredincioși, pentru că intervine acea dragoste naturală. Au fost situații când au fost omorâți copiii în fața părinților, unii n-au rezistat. Cei mai rezistenți oameni au fost. Și istoria creștină cunoaște astfel de date. Când tați sau mame și-au văzut copiii uciși unul câte unul în mod sadic, pe rând, ca sentimentele să fie cu atât mai puternice, cei care au rezistat au fost cei cu iubire pentru Dumnezeu. Evident, ei credeau cuvântul, știau că acei copii nu sunt pierduți. Rămânea doar durerea despărțirii și a suferințelor. Avram a dat dovada aceasta și Scriptura notează. În a doua cronici, capitolul 20, versetul 7, spune Scriptura, Avram te iubea, sunt cuvintele lui Iosafat într-o rugăciune către Dumnezeu. A rămas cunoscut în istoria evreilor pentru că l-a iubit pe Domnul. Doamne, dă-ne pricepere să te iubim și nimic să nu întreacă voia ta, cerințele tale în viața noastră. Un exemplu negativ e vremea lui Eli, când îl și-a iubit fiii mai mult decât poruncile sfinte, care i-au călcat zilnic în locașul sfânt. Și le-a dat Dumnezeu o lecție cu două vaci ale filistenilor, care neînvățate la jug, proaspăt fătate, au dus înainte chivotul Domnului, adică au respectat cuvântul, pe unde cerea cuvântul, care era în chivot, să meargă, pe acolo s-au dus.
deși sentimentele lor le spuneau cu totul altceva. A fost lecția cea mai potrivită pentru evrei, ca să se facă diferența între un tată care nu l-a iubit pe Dumnezeu și nu l-a cinstit prin a-i asculta poruncile, prin a face voia lui. Domnul Hristos evidenția acest adevăr și scrie în Matei 10,37, dacă iubește cineva și ia la rând tată, mamă și toți cei iubiți mai mult decât pe mine, nu-i vrednic. Adică nu este o inimă, o iubire întreagă. Dumnezeu merită locul dintâi în inimile noastre. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Și repet, asta se vede în primul rând prin felul în care ascultăm orice ne-ar cere. În al doilea rând, doar două dovezi vreau să luăm în raportul dintre noi și Dumnezeu. Dăruirea pentru slujbele efectuate, începând cu pasiune pentru casa Domnului. Cât de mult îți place să vii la adunare și să faci slujbă pentru Domnul, dovedește cât de mult îl iubești pe Domnul. David, în mod deosebit, este în evidență prin dorințele lui. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Dorea pentru Domnul asta. Pentru că este și situație în care cineva poate să se îndrăgosti de slujbă. Și poate să o facă din slavă de șartă sau alte motivații. Dar cei care iubesc pe Dumnezeu, repet, doresc întâi să vină la casa Domnului și apoi să facă slujbă. În casa Domnului sau oriunde s-ar cere, potrivit cu chemarea lor. În 1 Cronici, capitolul 29, David vorbește despre dăruirea lui pentru casa sfântă. Știți că n-a fost lăsat să construiască el templu, dar spune aici în versetul 2, mi-am întrebuințat toate puterile. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta. Cred că împlinirea cu toată inima și cu tot sufletul are de-a face cu ascultarea poruncilor. Împlinirea cu toată puterea are de-a face cu slujba. Nu trebuie să fii leneș. Trebuie să te dăruiești, să te jerfești. Mi-am întrebuințat toate puterile, să nu credeți că el a avut aur ca împărat și a fost simplu, doar am zice noi să dea niște porunci. Nu. Și a întrebuințat toate puterile. Mi-l imaginez pe David umblând la bătrânețea lui să vadă cum se adunau, cum se depozitau, cum cântăreau, cum le dădea grijă ce să facă. La bătrânețe n-am avut războaie. Toată pasiunea și-a pus-o pentru casa Domnului. Cum să fie organizați cântăreții, bleviții, judecătorii, toate materialele, toate schițele. Versetul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau argintul și aurul, care nu e necesar, doar așa să se adune investirile casei Domnului. De ce? În dragoste. Asta face dragostea pentru Dumnezeu. Și tot aici citim versetul 9, David, poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, că își le dădeau cu dragă inimă. Și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. De aceea în versetul 17 se roagă, știu Dumnezeule că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. David nu s-a bucurat atât de mult că erau, ci a scos în evidență faptul că el a dat în dragoste și poporul l-a urmat și au dat toți din dragoste. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie că poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. La fel trebuie să te bucur când este o cerință pentru casa Domnului. Când trebuie să dai ceva pentru numele lui, pentru lucrările din casa sfânt, nu având în vedere oamenii pentru care dai sau care se folosesc sau cei care primesc cântarea sau ascultă sau ceea ce faci, ci raportându-te la Domnul. În asta este frumusețea acestui adevăr. Spune Scriptura și în Cartea Psalmilor, Psalmul 26, versetul 8, tot David, Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta.
Asta era pasiunea vieții lui. Trecem în Noul Testament pentru a observa acest adevăr. Filipeni, capitolul 1. Apostolul Pavel scrie macedonienilor care și-au pus tot sufletul în ceea ce făceau. Și scrie aici de la versetul 15, unii este adevărat propovăduiesc pe Hristos din pismă, predici cu invidie sau cu, oricum, cu intenții vinovate față de anumiți oameni, din duc de ceartă, alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, cu gând curat, cu inimă curată. Și un exemplu din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, Pavel vorbește în versetele 4 și 5 despre lucrarea care a făcut-o. Știm, frații mei prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost provăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și în capitolul 2, aceeași epistolă, scrie de la versetul 7, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scumpi ne ajunseseră. Să iau și aici un exemplu negativ, amintiți-vă de Iona. El a predicat că l-a trimis cu bățul, dar nu-și dorea ca oamenii aceia să fie mântuiți. De aceea s-a și supărat când a văzut pocăința lor. Apostolul Pavel punea suflet în aceste lucrări și știți cât s-a ostenit, cât a trudit și o făcea din dragoste. Și dragostea, așa cum am spus de la început, te motivează, te activează și niciodată nu ți se epuizează puterile. Spune Scriptura despre dragostea noastră pentru Domnul în versetul 10, afirmând că-și Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dragostea cere osteneală, aceea dragoste cu toată puterea. Și ultima referință, a 3 Ioan, capitolul 1, versetele 6 și 7. O scrisoare pentru un prea iubit. Versetul 6. Ei au mărturisit, credincioșii de acolo, frați, despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui fără să primească ceva de la neamuri. Adică misionar din dragoste și gazde, oameni care i-au primit din dragoste. Am putea spune că în aceste condiții dragostea este la ea acasă. Să ne dea Domnul harul acesta. Pentru ca să nu ne se întâmple ce scrie în Deuteronom 28, evreii n-au înțeles asta. Pentru ei sărbătorile au devenit obositoare, iar când le-au practicat, au făcut-o fără dragoste. Și scrie în Deuteronom 28, un verset strecurat printre blesteme, 47, pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit Domnul Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă. Dumnezeu vede aceasta. Doamne, ajută-ne dacă n-am fost așa să fim în continuare. Așadar, în concluzie, dragostea pentru Dumnezeu stă în dragostea pentru cuvânt și împlinirea tot ce-i scris, în orice condiții. Și totodată în dragostea pentru lucrarea sfântă, pentru casa Domnului. A doua întrebare, iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Și în primul rând să ne gândim cine este aproapele nostru. Asta e întrebarea care conturează subiectul. Care area de cuprinde și natura dragostei în relațiile umane? Pentru că a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Asta pentru toți cei de lângă noi.
În primul rând, dragostea are ca și arie de manifestare familia. Relația între cei doi soți, care trebuie să se dovedească prin cuvinte, prin fapte, printr-o permanentă pasiune, nu rutină, și efort. Atunci și acolo este dragoste. Mă opresc la cartea Cântarea Cântărilor și citesc câteva versete de aici și nu i-aș întreba pe tineri dacă le spun, ci pe cei care sunt căsătoriți de câteva vreme, că cei tineri le spun motivați de sentimente. Dar dacă mai târziu ai păstrat aceste cuvinte, Biblia ne permite să le folosim, chiar ne îndeamnă. Cultura noastră este una obișnuită cu așa ceva. Am auzit despre o altă parte a globului unde oamenii se manifestă mai reci în declarațiile de dragoste și chiar la nivel de familie. Că un frate, necunoscând într-o totul aceste sau acele realități, le-a vorbit printre altele la o conferință de familii fraților să fie foarte deschiși față de soțiile lor și să le spună cuvinte dragoste, cuvinte frumoase de apreciere și un bărbat de acolo a luat de bun, a văzut că s-a argumentat cu Biblia, s-a dus acasă și a găsit un moment prielnic și spune soției, care a căsătorit de vreo 20 de ani, ceea ce nu-i spusese niciodată, dragă, să știi, eu te iubesc. Numai că n-a făcut un șoc beata de ea. Vă rog să vă imaginați, nu se obișnuia așa ceva să se spună la femeie acolo, ei nu i s-a spus niciodată, s-a speriat. Dar povestea acel frate că după aceea și-au dat seama că nu e rău să aibă astfel de cuvinte prin care, așa cum spune în proverbe, cuvintele prietenoase fac bine sufletului și chiar trupului. Iată ce scrie aici în cartea Cântarea Cântărilor și, repet, asta ar fi bine să citim nu la tinerețe și mai târziu, când riscăm să uităm. 1:14, prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din Enghedi, ceea ce era cu siguranță specific și plăcut vremilor. Ce frumoasă ești, iubită, uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță, ce frumos ești, prea iubitule, ce plăcut ești. Cuvinte care și-au menirea lor în familie. 2:3, ca un măr între copaci și păduri, așa este prea iubitul meu între tineri, cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerugurii mele. 5:5, întăriți-mă cu turtie, struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea lui. Și astfel de cuvinte sunt multe în această carte. Pentru că spune în finalul ei, în capitolul 8, 6, pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moarte. Gelozia este neduplecată ca locuința morților, jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și dacă iubești din inimă, faci astfel de declarații. Dar nu le faci doar așa ca să obții avantaje de moment sau în diferite domenii. Din inimă. Ele nu lipsesc. Un cuvânt de jignire în familie e o povară care se îndepărtează greu și simplu să rostești în firea ta, dar în urmă face rău. Spunem întâi pentru soți, femeile trebuie să se simtă bine în casa lor. Este un verset frumos în Mica 2:9 că cei ce păcătuiau făceau ca femeile să fie desprinse de casele lor iubite și plăcute. Bărbatul pleacă, are activități diverse, în mod deosebit femeia este mai legată de casă. Și dacă acolo nu îi se oferă dragostea necesară, de la cuvinte la fapte, efortul de zi, de noapte, dacă este cazul, în mod deosebit când sunt copii mici, ajutorul care trebuie să fie dat, se observă. Pentru că din nefericire există și conviețuire fără dragoste. Faci totul din dragoste, sună și în casă. Spune Scriptura în Genesa 29, despre Leia, să spunem că nu este cazul, atunci exista situația complicată a poligamiei. Citesc aici Genesa 29, de la versetul 30. Domnul a văzut că Leia nu era iubită. Și în versetul 30 și 31
Deci o iubea doar pe una, a văzut că nu era iubită și în 32 este scris: Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu a să mă iubească negreșit. Și sunt familii care așteaptă după ani să fie și ei iubiți, femeile să fie iubite. E ceva normal să-și dorească un soț așa ceva. În Vechiul Testament se întâmpla însă și când unul iubea pe una, de aceea în Deuteronom 21 este o precizare, era înclinat să dea la fii ei parte de moștenire cu dreptul de întâi născut. Și legea nu permitea aceasta. Pentru că era vorba de iubire vinovată, legată de sentimente, nu iubire legată de ceea ce este bine, de ceea ce este drept. Dalila reclama și ea iubire, dar nici ea nu iubea. Și asta se întâmplă. Să mă iubească, adică să fie bun cu mine, dar tu ești gata, iubești cu toată inima pe soțul tău? Sau altfel spus, dacă ar fi din când în când să vă ia cineva un interviu, să declarați într-un mod oficial înaintea lui Dumnezeu, ați putea declara cu aceeași pasiune ca în ziua anunții? Dar peste ani dragostea are o altă încărcătură. Legătura trebuie să fie mult mai strânsă, mai puternică. Dar faci totul din dragoste înseamnă și cum te comporți cu soacra și cu bunica. Trebuie trecut și ei pe aceeași listă. Rut și Naomi sunt un exemplu extraordinar. O noră care făcea pentru soacra mai mult decât mulți fii, adică fiii ei morți, nu îi revenea într-una în minte, fiindcă era o noră care știa să împlinească ceea ce ar fi oferit în mod natural copiii. Și sunt familii unde cineva nu știe să se raporteze, nu-i credincios, nu-i născut din nou. Acolo cred că este să împlinim noi mai mult ceea ce lipsește. Psihologii spun că o fată care n-a avut tată sau care n-a fost iubită de tată, de regulă își dorește să se îndrăgostească de un bărbat mai bătrân. Pentru că inima este împărțită și ar fi dorit și un tată să o fi iubit și ar fi dorit și un soț care să o iubească. Apar fel și fel de dificultăți datorită lipsii de dragoste în familie. Sunt atâtea dezbinări și certuri. Și apoi acestea sunt greu de îndepărtat, pentru că nu facem totul din dragoste. Chiar dacă ești obosit și te roagă cineva, auzi, hai măcar să uzi grădină, hai ajută-mă, te pot scuza, dar dragostea te scuză? Sau, de fapt, ai putut să constați, a fost un moment în care să-ți dai seama că nu iubești. Un alt domeniu al dragostei este biserica. Dragostea frățească e locul de săvârșire în dragoste. Vedeți, noi ne întâlnim frecvent, de câteva ori pe săptămână, ne cunoaștem, vorbim la telefon, ne rugăm împreună, avem activități diverse. Iubim cu adevărat pe frați? Spune Scriptura în Filipeni, capitolul 1, apostolul se adresează din nou acestor macedonieni cu care s-a înțeles atât de bine și a căror inimă bătea în iubire pentru frați. Filipeni 1 cu 8 la 11. Căci martoră mi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Iată că se poate. A luat ca martor pe Dumnezeu, nu se juca apostolul cu cuvintele. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Cei din Corint aveau între ei probleme, certuri. Se certau care cât să prorocească. Nu încăpeau să vorbească în alte limbi. Dar de la avere aveau dușmănii. De aceea scrie aici în continuare: să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați, să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu, pentru că dacă nu este dragoste frățească, unii se rup, pleacă din adunare. În adunare toate se zidesc în dragoste. Și ca să fie așa, citim din capitolul 2 ce trebuie făcut.
Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire, vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Asta înseamnă când îți vine un gând, ce a spus fratele sau ce a spus sora, să taci, nu-i dai drumul, că face rău, te distanțează. De aceea scrie de la versetul 3, nu faceți nimic din duc de ceartă, nu te grăbiți, te ceri cu fratele tău, cine știe când vă împăcați? Și împăcarea s-ar putea să fie doar așa, protocolară, fără să mai aibă acest conținut de dragoste. Doamne, cum a fost dat îndemnul la timpul de rugăciune, lasă dragostea ta sfântă peste adunarea noastră. E ceva de dorit. Același Pavel scria în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, citim de la versetul 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste, unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Și din capitolul 4 de la versetul 9, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. N-aveau probleme, dar totuși apostolul i-a îndemnat să persevereze în lucrarea aceasta. Și cu dragostea de frați ajungem la iubirea de oameni. Dragostea pentru aproapele, pentru toți din Arad. Rudenii, vecini, prieteni sau dușmani. Sau străini. Poate ne este mai greu să iubim un chinez sau un african care vine pe aici. Dumnezeu le-a spus, Deuteronom 10:19, să iubești pe străini. Sau poate știu eu, alte nații, etnii. Nu-i chiar simplu. Pentru că vom vedea imediat ce înseamnă să iubești. Pe prieteni, simplu să iubești. Pe cei ce la rândul lor îți fac servicii. Doar e o achitare atunci când îți vine rândul de o datorie. E ceea ce se întâmplă uneori la nunți. Măi, trebuie să mă duc la nuntă, că și el a fost la mine. Bancă poate să și păstrează. Lista, uite, atâta mi-a cinstit, atâta cinste și eu. Nu că e rău să fii drept, dar dragostea cere adesea ceva mai mult. Așadar, dragostea pentru aproapele, începând cu soția și terminând cu ultimul individ ce-l va îngădui Dumnezeu să ajungă pe meleagurile noastre. Prieten sau dușman? De fapt, ce înseamnă sau cum se materializează iubirea pentru aproapele? În care suntem îndemnați, cum scrie în Evrei 13:1, să stăruim. Nu doar așa să stăm la mese de dragoste. Și să ne ospătăm de-a binele, cum scrie în 2 Petru 2:13, că făceau unii. Le plăceau mesele dragoste, dar se iubeau pe ei prin asta. Și aici trei idei vă dau. Iubirea pentru aproapele înseamnă, în primul rând, interes pentru binele lui, ținând cont de sensibilitățile lui, de slăbiciunile lui. Să vezi ce bine ai putea să faci pentru el, să cauți binele fratelui tău, al sorei tale, al vecinului tău, un bine cu care poți să-l ajuți. Așa cum Mardoheu a vorbit pentru fericirea întregului neam, a căutat binele poporului, n-a căutat să scape numai viața lui, n-a încercat să fugă, n-a încercat să beneficieze de relația sa de rudenie cu Estera și să scape doar el. A vrut ceva pentru popor. Și asta s-a dovedit și mai târziu, nu doar în acel moment critic, când a ajuns într-o slujbă specială, când a făcut tot ce a putut pentru binele poporului său. Să ne amintim de acel sutaș roman care a făcut un bine pentru evrei, le-a zidit sinagoga. Dar a face bine înseamnă nu doar să dai pomană, înseamnă să ții cont de nevoile, de slăbiciunile celorlalți. Și pentru asta citim de Roman 14, de la versetul 13.
Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piată de potignire sau un prilej de păcătuire. Versetul 15. Dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Deci, stimate surori, când faceți mâncare la bărbat, dacă puneți așa și pasiune în ciorbă, e mai bună, dar nu cumva să vă prindă ispita după aia să-i spuneți, dar mâncă odată. L-ai făcut să se mâhnească. Și dragostea nu-i din toată inima. Sau noi când aducem ceva acasă și am uitat ceva să aducem. Și soțiile poate se întristează și atunci se spunem, dar nu-ți ajunge cât bani ți-am adus. Pentru asta. Și nu mă umbli în dragoste și se mâhnește. Deci dragoste înseamnă interesul pentru binele celuilalt, dar nu doar binele unei fapte bune, ci binele de a se simți bine, de a îi face bucurie, de a se simți împlinit și fericit lângă tine. Spune Scriptura în continuare aici, versetul 20, să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu, drept vorbind, chiar dacă e curat și nu e o problemă doctrinară. Să nu faci nimic pentru fratele tău, ceea ce ar fi un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. De aceea contează și cum mănânci, contează și cum te îmbraci, să ții cont de celălalt, pentru ca să îl favorizezi, să îl ajuți. Asta înseamnă dragoste, chiar și pentru un dușman. Asta e ceva greu. Matei 5. Și poate dușmanul e la tine acasă. Și nu-i doar o dușmănie uneori așa, dată de o supărare și apoi trece, se cer de iertare. Sunt oameni care nu se cer de iertare toată viața. Bancă nici nu recunosc ceea ce te poate întărâta. Matei 5 de la versetul 44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și materializează iubirea aceasta, binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți bine. Deci, în primul rând, dragoste înseamnă a face bine. Și chiar cuvintele să fie bune. Versetul 48, voi dar fiți desăvârșiți, pentru că asta e întrebarea, faci totul din dragoste? După cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Au fost credincioși care au făcut bine celor care le-au omorât membrii din familie. Povestește fratele Vrumbrand că într-o seară a venit la el să se confeseze un om care comisese multe crime împotriva evreilor. Și când a cerut detalii, a aflat că de fapt și el a fost între cei care erau vinovați de moartea întregului neam al soției sale. Și fratele Vrumbrand a spus, permite-mi să-mi trezesc soția. Nu mă pun în fața unui asemenea eveniment, fii liniștit. Soția mea te va îmbrățișa și îți va pregăti ceva să mănânci. Se poate una ca asta? Iată că se poate, că uneori ni se pare că e scris în Biblie doar așa, ca să ne uităm în sus, nu ca să ne dăm seama că se poate merge înainte și aplica practic o astfel de acțiune. Nu este ușor, de aceea Biblia ne îndeamnă și să ne rugăm. Poate n-am făcut-o, trebuie să ne silim să o facem. Să ne cerem iertare celor cărora le-am dat replica sau celor care nu mai suntem gata să le facem un bine și îi tăiem de pe lista sponsorizării noastre. Că nu merită. Dacă sunt săraci, dacă avem îndemnul acesta și posibilitatea să ne ajute Domnul să facem bine, în al doilea rând și legat de asta. Dragoste înseamnă iertare și restaurare pentru greșeli sau păcate. Proverbe 10:12. Vedeți, Dumnezeu a știut cum se rezolve problema, prin dragoste. Altfel, câte probleme s-au întâmplat în lumea aceasta? Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Și când le acoperă, nu se mai văd. Și nu mai sunt probleme. 17:9, tot proverbe. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Și avem un exemplu extraordinar în epistola către Filimon. Onisim, sclavul, a furat ceva de la stăpânul de sclav de la Filimon
ajuns în închisoare în Roma, Pavel îl întâlnește, se pocăiește și după eliberare îl trimite pe Onisim la Filimon. Dar îi trimite și la Filimon o scrisoare. Și zice, uite, ți-l trimit și cred și este acolo ceva ce întrece gândirii mele uneori. Îi spune Pavel lui Filimon că Filimon o să-l iubească pe Onisim mai mult decât Pavel. Cum? Pavel era motivat să-l iubească fiindcă era copilul lui în credință. Filimon cu ce era motivat să-l iubească? Că Onisim nu m-a adus banii să restituie pagoba? Păi era sărac, din pușcărie, nu să aducă bani sau alte bunuri. Da, pentru că Filimon scrie acolo, și nu v-am citit eu versetele, vă dau temă pentru ca să citiți dumneavoastră epistola, că e scurtă, nici o pagină. Filimon era unul care practica fapte de dragoste pentru biserica locală. Și asta rezultă din scrisoarea lui Pavel. Și de aceea știa că este gata chiar și pe un astfel de om să-l iubească. Doamne, ajută-ne și nouă. Și în ultimul rând, iubire poate să însemne jertfă. Ioan 15:13, nu este mai mare dragoste decât să-ți dea cineva viața pentru un prieten. Dar eu citesc 1 Ioan capitolul 3 de la versetul 11, unde lista este mult mai vastă. Căci vestirea pe care ați luat-o la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain. Și citim în continuare de la versetul 16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și au fost situații în condiții critice, în lagăre, când unii au ieșit în față și au spus vreau să mor eu. El încă poate era proaspăt la credință sau mai avea familie. Cum? Mori în locul lui? Da. Iată din nou că Biblia poate fi împlinit. Scrie în continuare, versetul 18, copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și închei cu două afirmații. Toate promisiunile divine, tot ce e scris în Biblia asta, toate sunt pentru cel ce iubește pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Roman 8:28. Toate. Dumnezeu a scris cu mâna sa în cele 10 porunci că se îndură până la al miilea neam de cei ce iubesc pe Domnul. Toate făgăduințele sunt pentru cel ce iubește pe Domnul. În Psalmul 91 e scris, fiindcă mă iubește, îl voi ocroti, îl voi sătura cu viață lungă, îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. De ce? Iubește pe Domnul. 1 Corinteni 2:9, lucru care la mintea omului și la ochii lui n-au ajuns. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. E bună porunca asta să-L iubim pe Dumnezeu. Vedeți ce pachet de binecuvântări are în ea. Și apostolul merge până acolo, încât scrie în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 22, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Că de fapt, oricum, acolo ajunge. Asta înseamnă despărțit de Hristos. Când îl iubim pe Domnul, aici pe pământ și în veșnicia viitoare, tot ce are Dumnezeu e pentru noi. Și în al doilea rând, cea de-a doua dimensiune, direcție, iubirea pentru aproapele, după modelul iubirii lui Dumnezeu, este condiția fundamentală și obligatorie pentru accesul în împărăția lui Dumnezeu, unde dragostea este singurul mediu natural. Dumnezeu, de fapt, nu are nevoie de oameni care să slujească, de liturghii, de servicii, nu. Dumnezeu are nevoie de oameni care acceptă să iubească, pentru că fericirea în eternitate e dată de dragostea care va fi acolo. Citesc Galateni capitolul 5, o epistolă în care se dezbătea mult, lege, fapte, har, și Pavel explică 5:6, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, n-au niciun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Versetul 13, partea finală, slujiți-vă unii altora în dragoste. Și versetul 22, roada Duhului dimpotrivă este dragoste. Ținta poruncii este dragoste. 1 Timotei 1:5, un ultim verset, 1 Ioan 2:10.
Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Partea asta a doua versetului arată că cine iubește ajută foarte mult la mântuirea celorlalți. Cine nu iubește face ca acela să se potignească, starea lor spirituală să dea înapoi sau să fie împiedicată creșterea lor. Doamne, ajută-ne să facem totul din dragoste. Amin.